bine stabilit și nu vrea să intru în conflict, pentru că vreau să vorbesc câteva cuvinte despre America, care am toate informațiile. Nu mă întrerupeți, vă rog. Nu, dar nu Ați spus că biserica n-a educat poporul român. să răspundă la Dar nu este la adresa dânsului. Păi știu. Dânsul nu reprezintă biserica. Nu, dar sunt un Dar Sunt un live practicant. Nu. Religios. Domnul Orășel, doar atât vă, o... vă spun cu respect și da. cu prețuire. Da, da. Vă... Știu, dar să nu mă mai la, nivel, la, nivel, sentimental. Nu, ați vrut să intrați în subiectul american și vă dau nu, -am vrut tot să spațiul intru. de care doriți Nu, -am vrut, am vrut să intru. Dar am vrut să vă să spun că, din, România. Punctul, din punctul meu de vedere, da. când spuneți că biserica nu s-a implicat în educare și ați folosit cuvântul educație, da? da. Sunt totuși educator, sunt da. profesor. În da. educarea acestui uh, popor, și sigur, mă bucur, vă felicit. Da, atunci, haideți să stăm puțin de vorbă despre Andrei Șarbună. Separat. Sarbuna. Nu vreau să intru în biserică, în politică. Este, după mine, o greșeală și nu am venit pentru acest o lucru paradigma aici. americană, pentru care uh, am și eu respect, este o paradigmă tipic modernă. Uh, Nicolae Orga a scris o carte importantă, Bizanț după Bizanț, în care a explicat că atunci când s-a prăbușit uh, zidul Constantinopolului sub atacurile musulmanilor, aici, în spațiul nostru, în spațiul nostru ortodox, au fost voievozi care și-au propus să mențină această simfonie între biserică și stat, fără să le amestece, dogma de la Calcedon nu ne permite să facem amestecul între natura umană și natura divină, cine a citit teologia părinților bisericii știe la ce mă refer, dar cele două naturi nu sunt amestecate și sunt neschimbate, dar există o, o sinfonie care s-a păstrat. Îmi răspundeam ce am spus uh, eu sau intrați într-un lucru la acestea? domnul că Rășel, intrăm în lucrul acesta și ne până trece timp. În modernitatea, până în modernitatea secolului XIX, dacă îmi permiteți, doar să dau un punct de vedere la ceea ce a spus Dar nu lasă 30 de secunde și e 5 minute. Da, Saska Vistim, timp, să nu știu, ce timpul sunt este așa de a, așa de precipitat a în seara asta. Eu vreau să nu spun, până la, nu vrea să cu până la modernitatea, până la da. modernitatea care ne-a venit nouă pe linie franceză și nu americană, nu e o vină asta, da? Faptul că suntem aici în Europa de Est presupune niște condiționări de ordin geografic. Până la modernitatea care ne-a venit care ne-a venit nouă, domnule Rășel, pe linie franceză în 1848 prin pașoptiști în primul rând, dar modelul constituțional, vreau să spun în primul rând, până atunci, oamenii au crezut că biserica are un rol foarte important în educarea națiunii. De aceea, unii dintre episcop sau mitropoliți aveau un rol în sfatul țării, erau implicați în decizii cu caracter public, n-am politic, și cred că acest model are minusuri, dar are și plusuri. Nu putem să spunem bunoară că toată modernitatea de tip anglosaxon, este o splendoare de la un cap la altul, că nu există secularizări profunde atunci când Biserica Bunoră s-a retras. Vă dau un alt exemplu dacă vreți, european. Biserica Angliei este prezentă în spațiul public, așa cum nu este prezentă Biserica Creștină în spațiul american și nu e neapărat rău că Biserica Angliei, de pildă, doar ca să dau un singur exemplu, e mai prezentă decât o biserică prezbiteriană în spațiul american. Deci sunt două modele diferite, trebuie să le respectăm pe fiecare. Modelul american are niște virtuți care țin de o cultură anglosaxonă, modelul european și modelul în mod special este european, are minusuri și plusuri, dar n-aș vrea să trecem așa repede cu o, cu o formulă paușală peste ideea că biserica s-a implicat în educația poporului, când a existat un Varla Metropolitul, când a existat un Andrei Șaguna, când au existat atâtea capete luminate de la Antimi Viranu până la Andrei Skrima, care au educat acest popor, chiar dacă, sigur, noi nu avem modelul politic și constituțional american. Da. Asta era tot. Haideți să vedem cum mi-a convins.